În episodul de azi din Minecraft Park City, primarul ne anunță că s-a deschis noul Ikea din oraș. Așa că, logic, am luat elicopterul plin cu YouTuber și am mers să cumpărăm tot. Rămâi până la final să vezi ce lucruri ciudate se întâmplă. Nu vei regreta. Așa că nu uita de like, subscribe și haide să trecem la treabă. Deci, aveam și eu o cină romantică în mijlocul străzii din Park City și după s-a întâmplat asta. Hai că vă iau eu pe toți la plimbare. Oh! La frigidere. Mamă, păi și unde mă pun pe ăsta? De doar nu mă ții afară, mă țin de el. Bă, cum să nu afară? Aolo! Aolo! Bă! Ce? Oh, nu luam macaraua. Ce mă asta? Eu nu știam că pot să fac asta. Unde bate mie? Izbește-te de Ikea. Nu! Nu, a trebuit să Nu. Ah, ok, am înțeles. Ok, ușor, aici, așa. Ușor. Opa! Petrecerea de pietoni. Dar eu n-am voie să-mi pun masă pe drum. Mamă, ce aterizare perfectă! Wow! Ui, e real, eu n-am mai văzut pilot atât de bun. Paralelă! E paralelă și perpendiculară pe sufletul meu. Auzi, poftă, nu erai cu mobila oricum? Ba da, eram tâmplar, carpenter și mai multe chestii care se ocupă cu lemnul. Înseamnă că după ce te uiți un pic pe aici, trebuie să mergem noi să discutăm o chestie. Da, sunt confortabile paturile, da. Pești la cap. Ia, serios? Cărți. Da, sunt confortabile paturile, da, chiar sunt ok, da. Nu te doare spatele, saltea bună. Eu vreau cărți. E chiar fain pe aici, să știi. Eu vreau să-mi cumpăr un setup de gaming. Cât mă costă un setup de gaming? Păi de ce vii la mine? Ce vând eu aici? Nu vând. Efectiv. Nu se vinde aici. Păi eu nu vând nimic. Păi și de ce mi-ai pus camera asta așa? Să-mi dai bait, adică mai praierit? Asta e de showroom, bă. Aici vii și nu cumperi. Deci numai te uiți. Idei de amenajare, idei de amenajare. Uite aici. Și se face ciudă. Te uiți și te uiți pe rafturile astea, vezi ce ai nevoie, iei și pui înapoi ce n-ai nevoie și uite, scrie aici că fiecare obiect costă $1. Doar atât? Nu lua tot raftul, pune-l înapoi. Ok. Îl iei așa. Uite, și-l pui la... Ia uite, pin. Da, o cutie cu lapte. Cutie cu lapte, vreau o cutie cu lapte. Ia, ce mai avem aici? Vreau și o cutie cu lapte. Da, cărți, fotolii. Mamă, pizza. Mamă. Să știți că mie îmi place ce văd. Și mie. Eu vreau cuptorul ăsta. Vreau cuptorul ăsta. Păi și ce mi-arăți mie? Bă, nu înțelegi că eu nu mă ocup de puf, trebuie să mergem să vorbim o chestie. Păi tu ai vinul cu acest depozit, Nu ți-ai dat banii? Nu. O să mi dai mie dacă vrei. Uite ce scrie aici, ia uite. Uite, fiecare obiect costă $1 și ai niște chesturi, trebuie să pui aici. Am înțeles. Bun, nu mai știe să citească de la atâta sat de calculator. Da, îmi cer scuze. Așa ceva. Da, păi și ăsta l-ai lăsat aici, mă, eu nu sunt angajat aici, pune-l la loc. Stai, mă, că le duc acasă. Ăștia de la Ikea se bazează pe cum îi zice, pe... Ce, uite, că... Cred că l-a furat. Bă, ăsta... Nu, e ok, am plătit pentru el, am plătit pentru frigiderul ăla. Bă, și frigiderul cum îl iau? Nu poți să iau frigiderul. Și cum îl pun la loc? Acum? Păi ți-a unul, da. Și pui înapoi. Da. Așa funcționează. Bine, mă rog. Okay. Asta e doar prima idee de design. Acum și mobilă? Se de Ikea, cred că... Păi care mobilă? Uite, mobilă aici, nu o vezi. Scaune. Fotolii, scaune de sat pe spate. De exemplu, eu vreau mobilă de bucătărie, bro. Unde e mobila de bucătărie? Okay, uite. Păi tocmai ți-ai luat un frigider unde stă... Uite. My God, uite aici, mă. Da. Păi uite-le sus. Da. Bravo. Bine la Ikea, bă. Ikea. Salut. Mamă, dar salut. Cu tine, mă? Cu mine? Ești cam șerpelit așa, nu știu. Așa de câteva luni. Câteva luni și n-ai mers la spital? Nu, că s-a vindecat singur. Nu pare vindecată, sincer. Da, de la pește ți se trage, cred că da. Da, mi-am prins nasul cu apă. Mamă, ce unde faine. Ce luminile sunt aici, băi, s-am găsit luminile. De cui? Cărți. Tablou. Ăsta e glas? Da, avem niște sticlă, fain rău. Uite. Mozaic. Avem gresie de bucătărie, dacă vreți. Auzi, ce faci, măi, tinere, mă? Aici îți faci bucătăria, mă? Dacă vreau să-mi fac un model, să cum arate, știi? În fața magazinului îți faci bucătăria, mă. Care vrea, mă, PlayStation de ăsta, de gamer? Eu! Ia, vin încoa. Stai așa, că îmi pregătesc aici, să văd cum să-mi fac bucătăria. Îmi făceam un model. Mamă, și ăsta tot un dolar. PlayStation și de la Nintendo, de ăsta. Nintendo, mamă. Ia, vezi. Nu pot să te cred.
Oh my god, opa, am luat raftul. Ia, l-a luat tot. Știi să fur tot raftul. Din greșeală. Stai că obișnuință, cred că. Da. Am ceva în inventar. Ce e asta? Am 250. E un aragaz. Pune înapoi ăla. Bă! Scuze. Deci, Pain, fii atent, iei alea, arunci unul jos, le pui înapoi și îl iei pe ăla de pe jos pe care vrei să-l păstrezi. Bun, nu bun, pleca bun. Cu 250 de frigidere de aici, așa, aragaze, că muim de foame. Stai așa, că am 250 de PlayStation-uri de astea. Pe care la mine, ia. Păi la tine? Eu era înghezat la mine, că eu nu știu, nu știu cum îl educăm pe ăsta micu, dar... Gata, am luat și un PlayStation. Serios, dacă nu e... Da, pe bune. Mi-a crecut o magazin cu curat. Aici îți bani cumva? Podea cu tot. E cu bani, da, uite, un dolar orice. Da, da. Mult. Corect. Da, așa zice și eu. Astea-s dulapuri? Aha, da. Astea-s dulapuri. Ia să vedem cum arată dulapurile astea. În fața acolo, la bucătărie, așa. Bă, dar de ce-s toate din lemn diferit, bro? Și cum adică să fie, bă, din lemn diferit? Păi, uite, ăsta e din Dark Oak, ăsta e din Dark Oak, ăsta e din Spruce și ăsta e din Spruce. Așa mi-au adus, așa au adus ăștia, ce vrei să ți fac? Ce face? Păi, dacă așa ți-a adus, vorbește cu ei, că nu mi se pare corect. O să fie mai multe, tu nu vezi că au umplut aici rafturile, dar câte tiruri vrei să vină odată? Păi, n-au putut să vină toate. Vine, bă. Uite, vin-o mâine și o să vezi că o să mai fie chestii puse aici pe rafturi sau să vedem. Promiți? O să... Iară fără raftul. Că eu trebuie să... Ia, puf, vin-o cu acea. Bă, ce faci acolo în depozit? Nimic. Ia mâna că se filmează. Trebuiau să pună ăștia niște semne de alea, doar pentru... Și bucătăria o lași aici sau? Aici n-au pus. Da. A, bun. Și o putem folosi și noi sau? Normal, dacă vreți, poți să faceți bucătăria, da. E bucătărie open space. Da. Da. Ăsta, se așa, că am mai găsit ceva care cred că o să-mi placă mai mult. Arată mai fain cuveta asta, parcă. Bă, dar de ce nu pot să... Nu-i fura bucătăria. Nu încă. Dar vezi că nu cred că era bucătăria. Nu cred că era acordat aici, la apă, că nu curge. Da. Stai că... Stai că scuip eu, stai. Ține mâine că scuip eu. Auzi că scuip eu. Ia uite, gata. Mi-ați înfundat chiuveta, bă! Păi unde să se și ducă? Gata. Apa de aici. Hop. Bă, dăm chiuveta înapoi. Gata, șef. Am plătit pentru chiuveta asta. Nu cred că ai plătit. Ba da, am plătit, normal. Da? Ia să vedem cât ai plătit. Bă, de aici au un sos pentru toată bucătăria asta. Stai că nu am plătit. Stai că n-am plătit, dar plătesc, nu? 2 dolari, 4, 6, 8... Am uitat numărătoarea. N-ai 4 aici. Nu mai îmi muta chiuveta aici. Te-am mutat singură. Deci câte am? Ai 3 aici, nu? Teoretic. Deci 3 aici, da. 5, 7, 9, 11 și cu 4, 15. 25. Nu, mine poți să ai încredere, sunt 25. Dar plătește la mine. 15, bun. Deci hai să mai punem aici încă 15 biștari, așa. Nu știu dacă tu fusești, ăsta e showroom-ul din Ikea. PlayStation. Mă gândeam, da. E showroom-ul. Da. Bun. Da. Cu scaunul ăsta bun de gaming. Perfect. Lockshock mă unul podea. Așa. Cu Minecraft, da? Da. Deci te asta ce e aici? Da, face de ceva, nu are foarte bine. Ah, cream că e un borcan de cașcaval. Și o chestie pentru casă, mai trebuie. Da. Spor cumpărături. Mișto showroom. Pentru bucătărie. Mișto de cam mic. Da, păi uite, acolo e un avion. La vete. Vrei să treci acolo. Asta e pus pe jos, e de pus pe jos. E gresie. Nu știu, a văzut că e așa luminată, a crezut că e pistă. Am o treabă importantă pentru tine. Ok. Opa! Ia. Da, am o treabă importantă acolo. Pune înapoi. Cred că vreau. Poți o chestie aia. Cred că vreau eu de astea cu galben. O să le iau eu pe toate. Da, eu cred că o să iau toate astea. Da, stai puțin, toate astea costă 250 de dolari. Da. Alea sunt chiar scumpe. Costă 250 de dolari. Bine, păi nu o să cumpăr chiar atâtea, o să iau un steak. Oi, Freddy Fazbear. O să iau un Freddy Fazbear de ăsta, da. O să-l iau. Eu, mamă, acvariu. Avem și acvariu.
Wow, wow, wow. Cum mă dai plin de chestii aici? Nice. Paulio, am spart acvariul. Stai cașcaval. Multe chestii. E cașcaval. E cașcaval, da. Da. Uite așa să fiu și eu unul. Da, cașcaval. Îmi iau un de ăsta de sushi. Nu mai e bun pentru bucătărie, Pain. Ce vrei? Nu mai e bun pentru bucătărie aici, uite cașcavalul, scuze. Instinctul de rombidian. Da. Da. Am luat și eu un cașcaval. Super. Bun. Și restul de rafturi de ce-s goale? N-auzi, mă, că n-au venit camioanele încă. Să fiu manager aici la IKEA. Și atunci se poate rezolva de mai mulți bănuși, înseamnă așa. Și ce spune acolo? Ce manager că ăsta? Deja vrea să-și angajeze până cineva. Am camerele de-astea de show-uri și le-am făcut așa frumos. Să-mi iau saltele. Să arate bine. De prezentare. 10 uși de-asta. Hai, voiam și o televizor și n-au încă. Da. Televizor era bun. Băi, nu-mi fura ușile. Gata. Lasă că ți le iau direct de la casă. Vezi numai câteva. Le-ai tu de acolo. Bine, mă, bine. Da. Dar prinde și cam acolo poliția. Da. Asta e ideea de cafea. Bă, dar uite-mă cum îmi furăm frigiderul, mă. Da. Da, desigur. Da, cred că mi-a stricat frigiderul. Eu mie mi se pare că e foarte bine frigiderul. Cred că mi-a stricat frigiderul. Ce are, mă? Bă, mi-a stricat frigiderul. N-ai, mă, treabă. Ia, uite-l. Ia, uite-l. Ia, uite-l. L-au multiplicat, bă, frigiderul. Da, bună asta. Mamă, wow. Așa să tot lucrez la suport tehnic. Când zic cu tine aplicată, două bune. Nu e primul de treaba asta, deși. Da, bun, păi mă bucur că, ce să zic, e tare aici că s-a deschis magazinul ăsta. Acum mă duc și eu acasă cu toată mobila asta să-mi fac o bucătărie șmecheră. N-am casă. Da. Da, păi o să trebuiască să-l aștept pe Sorin să-mi construiască cea mai șmecheră casă. Și ăsta... Bună ziua. Cine e? Ce caută aici? Păi n-ai venit la IKEA. De ce se uită la mine? Aha. Uh-huh. Face pe șmecherul. Stai așa că vreau să-i arăt ceva. Ce se întâmplă, mă? Bă, unde e ăsta? Unde ăsta? Stai. E venit de departe. Lasă-mi două secunde, te rog, că vreau să vorbesc ceva cu el, ceva important, da? Mai puțin. Vreau să... What? Băi! Ce fost ăsta? What? L-a trimis înapoi în rai. Eu vorbesc cu asta, dacă vreți cu el. Asta? Aha. Ia uite. Ioleu. E pumnul lui Debbie Gong. Ah. Gauntlet of Bulwark. Ok, o să mă dau în spate. Cu dreapta lung. Ține clipul cu dreapta lung. Așa. Și lasă-l. E practic gauntletul ăla combinat cu scutul ăla alt, nu? Exact. Wow. Da, șmecher, eram și eu ăsta, gen. Ia uite-l. Și pe ăsta. Bă, Spider-Man. Spider-Man, bro, mâine se lansează Spider-Man. De fapt, astăzi se lansează Spider-Man. Astăzi se lansează, da. Spider-Man. Ce e cinema-ul nostru? N-avem cinema. E vina primarului, că n-a vrut să facă cinema. Bă, ne asfaltează străzile și nu face cinema. Așa ceva. Măcar am primit salariile, e bine. Mie-mi convine. Ia uite, uite și tu ce străzi, vai, Doamne. Da. Ia uite. Da. E efectiv plin de gropi. N-a venit cinema, da, nici da, drumuri. Ceva. Ia uite. Era să mă rup. Eu o să-mi iau elicopterul frumos de aici și o să redecolez și o să parchez acasă. Dragii mei, o seară vă urez în continuare. Drum bun, bătrâne. Mulțumesc. Vezi cu aterizările alea. Stai că nu mă prindeam, nu. Aică. Nu merge. Da. Adevărul că a pilotat mult rău. Da, într-adevăr. Mai bine să treacă gard. De venit și cu elicopterul până la IKEA. Hai, da. Asta înseamnă ce opulență, băi. Da. Dar nu cred că își cumpără nimic de aici. Asta e a lui, nu? Ce? Nu cred că și-a cumpărat, nu. Dar IKEA e a lui, nu? Bă, nu știu. Nu cred. Sau e manager cel puțin sau ceva acolo. Cred, nu știu. Nu știu de aici. A, nu ești de aici. Link-ul, nu parte aha. Uite ce mi-a adus poliția cu... Mi-a adus sectorii poliție cu... Am lângă mine acolo la geam la bucătărie. Am gratin la acolo la pușcărie. Au făcut pușcărie lângă tine. Da, am cerurile lângă geamul de la bucătărie. Am înțeles. Păi te-au văzut așa mai chinuit și ce au zis? Chiar așa, hai să-l chinim mai mult.
Da. Asta e frigiderul lui Pain? Nu, mă rog. Nu, că l-am duplicat. Jumatea. Mă duc în parcare. Jumătatea de frigider al lui Pain? Nu, de un întreg acum. Păi da, e o jumătate de număr întreg. Ai făcut matematică, știi cât înseamnă. Gat. Ca, bun. Ia, deci merge perfect. Ah, înțeleg că am și o frigider. Da. Oh, o bucată de drum. Era avem găuri în... Ia uite. Ia uite. Da? Așa se fac banii. Așa faci frigidere și acum să le vinzi la Ikea. Da. Ne duc în târg, trebuie să facem târg. Le dau și pe preț muncă, suntem aici din oraș, nu se mai complică cu logistică, cu dălea. Nici nu stai să te chinezi să le produci cu, da, rău, exact, cu materiale. Dai cu băț un frigider și faci două. Ceva de genul, da. Da, păi cred că mă duc și eu acasă să-mi plantez aceste două frigidere să facă mai multe. Du-te până, seara bună. Seara bună. Da, bă, deci mi-am luat și-o două frigidere și o cutie de pizza cu un dolar. De ce să pun frigiderile? Ăsta are un animal pe el. Nu știam care variantă de asta. Da, mă, da, deci o duc bine, rău de tot. Dar cred că din pizza asta nu pot să mănânc, e doar de design. E de-aia făcută din plastic. Da, mă, da, pa-lău. Dar dacă toți suntem aici, cred că trebuie să-l chem pe domn primar să mărească și mie terenul, să mă pot ocupa de casă. Ia să ne poate e la el acasă. Oh, uite-l, e chiar acolo, da. Ce facem, mă, își decorează bucătăria? Ăla fu Pain. Și la mine, ci că eu sunt ciudat că mă uită. Ideea e că l-am făcut level maxim, da, are level 100 și foarte puternic. Mamă, dar vreau și o cățel, băi, eu n-am cățel. Îmi trebuie un slime ball. Cum să n-ai un slime ball? Trebuie să ai unul sigur ai. Pe undeva. Băi, eu când îți zic n-am nici un slime ball, și Dumnezeule mare vrei de la mine. Eu chiar nu am slime ball în inventar. Eu n-am găsit slime-uri până acum pe tot joc și tot mă... Te-a făcut și ție moldoveanul casa și o luași în cap? Bă, Romilene, stai, vin aici, vin aici, fii atent. Ce? Vin aici și dăm un slime ball. Am 440, bro. Doamne, n-am fost atent, îmi cer scuze. Bun, fii atent. Ești pregătit? Da. Să vezi? Da. Deci, uite de aici, da? Și acum fii atent că fuge după băț. Da? Ia. Uite. Unde-i bățul? Ia. Vezi? Acolo. Ia. Nu ce bățul? Uite, le aduce înapoi. Dar aruncă-l și tu mai departe, că l-ai aruncat prea. Ia, aruncă-l sus de tot, să vedem. Da, aruncă-l sus. Departe. Dacă zboară după el, arunc. Aruncă-l sus de tot. Sus, sus, pe casă, ia, du-l. Ia, aruncă-l pe casă. Ia. Bine, deci, vezi, stai așa. Polu, ce s-a întâmplat? Ca l-a prins. Ia, l-a aruncat o dată. Ia, l-am aruncat. Uite. Mamă, l-a prins din prima, what? Ia, fii atent. Mamă, ce bălit e. Vezi că l-a luat. Oh, s-a întors. S-a întors și uite aici bățul. Uite bățul. L-a adus. Mă, nu pot să cred. E plin de salivă, bă. Și ăsta... Da, ai dezgustat. Ăsta e cu minte, nu poți să-l mângâi. Da, e cu minte, normal. Da. Mângă-l. Ia, stai, unde fugi, mă? Stai, mă. Ce zici, mă? Bă! Bă, fugi, că e rău, mușcă. Nu știu. A început să alerge. Mă călcă pe picioare. O început să alerge, să aducă bățul, bro, despre ce vorbești? Da, mă, lasă că am mai văzut de asta. Asta că mă duc la Ikea să fac un retur. Pe ăsta unde l-ai găsit? E o poveste de foarte mulți ani. Suntem prieteni de foarte, foarte mult timp. Și cu câinele de-a lungul... Da, și de-a lungul timpului eu l-am învățat câteva comenzi și așa, adică, mă rog, el e așa mai jucăuș așa, știi, și cumva ne-am împrietenit și am văzut că e și super puternic, gen are ceva puteri, că uite, spre exemplu, uite așa, stai așa să-ți arăt, uite, fii atent aici, deci... Uite. Nu, ia le pe mine. Înțelegi, are puteri, gen. Mă luase și inima, am dăduse și poc. Ce naiba mai face câinele ăsta? Ce mai face? E invincibil doar. Ok. Da, exact, da. Bun. Pa. Pa, a plecat. Știi că mă tot amânai cu extinderea aia la casa mea? Eu nu te-am amânat. Eu deja am toată extinderea, de fapt. Da? Deci nu mai am nimic de plătit, e totul achitat. Ok, o zi bună. Nu, trebuie să mai achiți. Da? Păi și dă-te jos din mașina mea, ce faci aici? Păi nu, că nu-ți dau mașina până nu facem extinderea, alo.
Alo, nu fuge. Oh, oh. Păi hai, urcă mă, că facem acum extindere. Păi și unde locuiești? Că eu nu prea stau bine cu memoria. Deci, la cea mai înaltă casă din Park City, care e în construcție încă. Deci nu e cea mai înaltă. Asta e. Asta? Mamă. Da, și încă în construcție. Unde aici? Că e doar în construcție. Tot păi uite, era aici un garaj. Unde este și aterii. Da, chiar dacă tot ești aici, ia vin încoa. Mai ții minte că m-ai pus să-ți fac un tablou? Da, ia vezi aici. Da. Mamă, nu pot să cred. Ba da. Păi acum n-am banii la mine să-l cumpăr, dar... Da, e ok, rămâne aici, în galerie. Rămâne la aici, vai, da, mamă, da. E fenomenal, mă, de ce să te mint? Da. Ia, zi-mi cu extinderea asta, ce se întâmplă? Aici, în spate, vreau să măresc în spate. Mhm. Dar, sincer, nici n-am înțeles cât de mult se poate. Deci, stai deci. Că zic eu, deci avem așa, pam, zic eu până unde. Zic eu, mai încoace. Aha, aha. Mai încoace. Ok. Mai încoace. Aha. Până aici. Asta e ultimul loc. Am înțeles. Și atâta cât m-ar costa. Bă, tu deja ai făcut odaia, nu? Da. Una la dreapta. Ai la dreapta și atât. Da. Bun, te mai costă 800 la maxim dacă vrei. La jumătatea lui maxim? Păi n-ai 1000? N-am 1000, nu se poate extinde până la jumate. N-ai, stai pe asta, zic, n-ai 800, stai. Nu, am 400. Bine, atunci hai că ți extindem până la jumate. Da. Da, stai să mă gândesc, înseamnă că trebuie să-ți număr câte, 20? Cred că 20, da. 20, dar pe aici ce s-a întâmplat, mă, că eu ți-am pus... Da, până aici mai pus. Și... Până aici mi-ai spus că e gaura asta de ai făcut-o, mi-ai luat gazonul pe sus. Ia, să vedem acum, înseamnă una, două... 10, bun. Aha. Și încă o dată, da? Da. Până aici, uite, fix până în copacul ăsta. Bun. Și deci până în capătul ăla. Până în capătul celălalt, asta ar fi 400. Păi bun. Și actele? Ce acte? Ai deja acte pe teren. Mărimea lui nu se modifică pe act. Păi și tu nu ai nimic de notat? Se face așa la negru tot? Am eu ăsta în... Ia uite, ia, fii atent aici, listă de extinderi, n-am mai zis ceva. Nu mai zic nimic, da. Dar nu pot să-ți dau ție lista asta. Am înțeles. 400, da. Gata, mă, uite că am și trecut aici să nu... Bun. Ia uite și năsoșii. Așa, da, bă, chiar sunt 400. Chiar sunt 400, ce? Un alt business complet corect. Da, știu, adică am găsit imprimantă în Ikea și a mers, gen. Ce, mă? Mamă, păi afișe, uite, vino cu asta să vezi ce afișe am făcut, uite. Uite aici ia pe frigider, ia uite, am tras asta la imprimantă, zic. Da, nu banii, okay, banii nu. Aia. Da. Da, e bine, ok, banii nu. Nu, banii, da, ți-ai nu. Ți-ai luat două frigidere, ce Dumnezeu? Da, se poate zice așa. Mă, tu ai făcut schema. Deci n-am făcut eu schema. Mie mi s-a n-ai donat frigiderul. Îmi stricat și posterul, mă. N-ai făcut tu schema asta? Schema asta deci, n-ai făcut-o, nu? Deci n-am făcut-o eu. A făcut-o altcineva și mi-a donat frigiderul. De două ori. Am înțeles. Bine, mă, bine. Dacă vrei tu să ai frigidere de-astea copiate, bine. Da. Hai, spor cu noul teren să construiești frumos pe el. Da, mulțumesc. O zi bună. Da, n-am găsit outro-uri la Ikea, așa că o să zic direct pa!